Bună dimineața, dragilor! Dacă... Dacă situația evidențiată în acest articol de presă vi se pare hilară, și este, cu acești oameni care se consideră suverani și nu vor să recunoască CNP-ul dat fără a fi solicitat de către statul român, mișcarea Oamenilor suverani în lume, cel puțin în Statele Unite, este însă mult mai serioasă. Și uh, este formată din, din oameni uh, neconectați neapărat unul cu celălalt, de asta este o mișcare, nu este neapărat o organizație, de oameni care nu recunosc autoritatea statului în care s-au născut. Uh, mișcarea care a, a luat foarte mare amploare în Statele Unite considerată de către autorități drept un pericol uh, mai mare decât terorismul islamic. Pentru că oamenii ăștia nu doar că nu recunosc în moduri pașnice și își pun ei numere cu B01 suveran, ce și-a pus cetățeanul din, din, reportaj, dar uh, sunt agresivi. Nu mai spun că nu plătesc impozite, nu recunosc în niciun fel autoritatea statului, nu se supun legilor statului pentru că spun că nu au niciun contract, ei de bună voie cu statul respectiv pentru ca să-i se supună statului. Așa că ei se consideră cetățeni suverani și devin chiar agresivi în raporturile lor cu autoritățile statului cu cei care caută să uh, vegheze la respectarea legii. Așa că, în esență, e vorba de o mișcare anarhistă. O mișcare care nu recunoaște autoritatea statului. Acum, noi nu ne considerăm cetățeni suverani și nu avem asemenea atitudini extreme, însă aș spune că noi, ca generație, avem și noi probleme în general cu autoritatea, nu? Nu prea ne plac autoritățile, nu prea ne place principiu, ideea de autoritate, cineva să-mi spună mie ce să fac, de asta mulți, chiar dacă nu au neapărat abilități și uh, să o poate au abilități, dar nu au, tot, nu au tot pachetul necesar, mulți își doresc să fie antreprenori. Și de multe ori motivație, nu este neapărat uh, uh, una economică, ci este una de nu vreau să am șef, eu vreau să fiu propriul meu șef. Um, și aș spune nou, da, în mod special, cu cât, cu cât uh, anul nașterii voastre este mai aproape de anul în care suntem, cu atât pare că uh, rezistența la autoritate uh, tinde să fie mai mare. Așa e? Este o realitate în cultura în care trăim, e o realitate între noi de asemenea. Um, Acum sunt trei tipuri de autoritate sau trei categorii mari de autoritate uh, despre care Biblia vorbește. Este autoritate în familie, este autoritate în biserică și este autoritate în societate. Astăzi ne vom opri asupra categoriei a treia. Autoritatea în societate, respectiv, autoritatea statului și autoritatea în sfera muncii. Și aș vrea ca în grupuri de câte doi, 3 să vă amintiți și să împărtășiți, să, o să povestiți, o situație în care v-a fost greu să respectați autoritatea fie la muncă, fie autoritatea în societate. Uh, și când spun autoritatea în societate, mă refer la autorități locale, autorități naționale, uh, da, toate nivelele de autoritate în, din societatea în care trăim, sau la muncă, uh, șeful direct sau forul superior vouă, uh, dacă sunteți elevi, Uh, școala și acolo sunt structuri de autoritate, se poate încadra, poate fi asimilată zonei muncii. Povestiți o situație în care v-a fost greu să, uh, să vă supuneți autorității și eh, spuneți și de ce. În ce a constat dificultatea, ce a cauzat dificultatea de a vă supune autorității respective. Da, nu mai mult de trei persoane ar fi bine pentru că s-au ajuns să povestiți toți. Două, trei persoane, avem câteva minute. Nu intrați în toate detaliile, asigurați-vă că în 2-3 minute fiecare povestește în așa fel încât în 7-8, maxim 10 minute să, să povestim cu toții. Scriptura vorbește, așa cum spuneam, despre domeniul ăsta. Și haideți să citim ce are de spus Scriptura cu situațiile respective în minte. Mergem în, în scrisoarea pe care Apostolul Petru o scrie unui grup de biserici din primul secol, um, și în ea, puțin mai devreme, apostolul detaliază ce înseamnă sau, sau ce presupune noua noastră identitate ca urmașai lui Isus. Și el spune, nu doar că noi ne-am propus să trăim un alt stil de viață, ci noi am fost transformați, identitatea noastră a fost schimbată, noi nu mai suntem cine am fost, noi suntem copiii lui Dumnezeu, noi suntem o împărăție de preoți, noi îl reprezentăm pe Dumnezeu. Suntem parte din împărăția lui și ca și um, exprimare exterioară a schimbării identității, are loc o schimbare de comportament, de atitudine, de fapte în diverse sfere ale vieților noastre. Iar aici vorbește despre uh, transformarea in interioară care produce o schimbare a atitudinii în raport cu autoritățile. Și haideți să citim textul. Spune așa în versetul 13 din 1 Petru, capitolul 2. Spune, fiți supuși oricărei autorități omenești. Oricărei. General. După care începe și le um, detaliază. Pentru Domnul. Fie împăratului, trebuie sub autoritatea împăratului roman, fie împăratului ca înalt stăpânitor, fie guvernatorilor, cei ce erau reprezentanți locali a împăratului sau ai senatului roman în provincii, ca unii trimești de el să-i pedepsească pe răufăcători și să-i laude pe cei ce fac binele. Căci este voia lui Dumnezeu ca făcând lucruri bune să reduceți la tăcere ignoranța oamenilor proști. Trăiți ca niște oameni liberi, dar fără să folosiți libertatea drept acoperământ al răului, ci ca niște robi ai lui Dumnezeu. Dați cinste tuturor oamenilor. Iubiți-i pe frați, temeți-vă de Dumnezeu, onorați-l Sclavilor, fiți supuși stăpânilor cu toată frica, nu numai celor buni și blânzi, ci și celor aspri. Pentru că este o virtute dacă datorită conștiinței față de Dumnezeu, cineva îndură întristarea, suferind pe nedrept. Că și ce onoare este să îndurați dacă ați păcătuit și sunteți loviți? Dar dacă îndurați atunci când ați făcut binele și astfel suferiți, aceasta este o virtute înaintea lui Dumnezeu. Și la aceasta ați fost chemați. Deoarece și Hristos a suferit pentru voi. Lăsându-vă un exemplu, astfel ca voi să călcați pe urmele Lui. El nu a săvârșit niciun păcat și în gura Lui nu s-a găsit nicio înșelăciune. Când a fost insultat, n-a insultat înapoi. Când a suferit, n-a amenințat, ci s-a încredințat Celui ce judecă drept. El a purtat păcatele noastre în trupul lui pe lemn, pentru ca murind față de păcate, să trăim pentru dreptate. Prin rănile lui ați fost vindecați. Căci erați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și supraveghetorul sufletelor voastre. Doamne, ne rugăm ca adevărul Scripturii să atingă inimile noastre, ne rugăm ca ceea ce tu spui să fie mai cu greutate decât ceea ce credem noi și ne rugăm ca fiecare dintre noi, cercetați de cuvântul tău, să ne aliniem inimile, în primul rând, cu cuvântul tău și apoi să ne aliniem acțiunile în raport cu cuvântul tău. Și ne rugăm ca în, în domeniul ăsta, în, în tematica asta a supunerii față de autoritate, unde avem uh, pornirii uh, de multe ori contrare cuvântului tău, ne rugăm ca adevărul tău să aducă nu doar informația și informarea noastră cu privire la ce ar trebui să facem, ci și transformarea inimilor noastre uh, prin Evanghelie. Și te rugăm să faci asta în momentele astea, în numele Domnului Isus. Amin! Ideea um, centrală, aș spune, a pasajului este este următoarea. Recunoaște autoritățile umane ca o extensie a recunoașterii autorității divine. Recunoaște autoritățile umane, respectă autoritățile umane ca o reflexie a recunoașterii autorității divine. Deseori, când avem conversații despre supunere și ascultare și autoritate cu copiii noștri, le spunem ceva de genul următor. Că Dumnezeu ne-a pus pe noi, ca părinți, în viața voastră, ca noi să fim autoritate. Dacă voi învățați să ne respectați pe noi ca și autoritate, în esență, ăsta este teren de antrenament pentru ca voi să învățați să respectați autoritatea lui Dumnezeu în viețile voastre mai târziu, când voi veți fi mari și cumva autoritatea asta devine um, depășită. Nu mai e cazul să ne raportăm în felul acesta. Um, cam, asta este, cam asta este ideea pasajului ăsta. Dumnezeu pune autorități și respectarea autorității lui Dumnezeu cere respectarea autorităților puse de Dumnezeu. Acum, um, există un pic diferențe de și revenim la ideea asta, dar este un pic diferență de context și vreau să recunosc diferențele de context, pentru că aplicarea principiilor nu este, uh, nu este uh, identică, dar este asemănătoare. La principiile, uh, uh, situația din primul secol pe care uh, Apostolul Petru o adresează, este asemănătoare și, în același timp, diferită cu situația în care ne găsim noi. Dacă țineți minte, ei se aflau sub o dictatură imperială, da, atât vrei cât și întreaga lume mediteraneană din zona unde Apostolul Petru scrie, se aflau sub dictatură romană. Împăratul era conducător, nu pentru că el ar fi ales cumva, prin vot, ci pentru că el i-a cucerit și și-a pus acolo autoritatea militară și guvernamentală în zona respectivă. Noi, spre deosebire de ei, trăim într-o democrație constituțională. Avem autorități, dar autoritățile funcționează altfel. Autoritățile funcționează pe baza unui aranjament în care populația alege, votează pentru o anumită perioadă, sub anumite condiții, anumite autorități, care sunt puse nu cu, nu cu o autoritate nelimitată, ci cu o autoritate foarte clar reglementată. Și există un echilibru al puterilor, și așa mai departe. Nu, nu detaliem. Dar există diferența asta. În sfera cealaltă a, a muncii, eu am trecut direct și v-am întrebat în zona muncii cum vă simțiți. Acum s-ar putea ca unii dintre voi, când ați citit textul să să fi spus, dar ce credeți mă că nu sunt sclavi acolo la muncă? Noi <laughs> nu suntem sclavi. Suntem angajați, avem drepturi, avem contracte. Și așa este. Ce aș spune, erau cel puțin trei categorii de sclavi în lumea antică. Erau sclavii domestici, sclavii de casă. Uh, și probabil că a, sunt cele mai multe asemănări între statutul de angajat de astăzi cu sclavii de casă uh, din lumea greco-romană din cel puțin din primul secol al erei creștine. Uh, în sensul în care oamenii ăștia erau tratați de multe ori cu respect și ca și niște angajați. Dacă vreau și, și reușeau să câștige suficient de mulți bani, își puteau cumpăra libertate Mulți însă alegeau să nu o facă pentru că unii alegeau să se vândă ei înșiși pe ei în în raportul ăsta de sclavie, pentru că li se părea că este mai, un aranjament mai sigur. În același timp existau abuzuri, în mod evident existau abuzuri, dar aș spune că categoria asta de sclavi era cea mai puțin abuzată. Există pe urmă o a doua categorie de sclavi, sclavii care munceau pe câmp și care munceau în condiții mai grele și care sufereau abuzuri mai mari. Și în fine, sclavii de mină la muncile cele mai grele, unde erau cele mai grave abuzuri. Și de obicei erau izolați de societate, cumva da, erau, aveau un regim aparte. În, 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 deci există evidente diferențe între raporturile stăpâni-sclavi, angajat-angajator, de atunci și de acum. Dar există și de asemenea și asemănări între cele două, în mod special pri, între prima categorie, sclavii din casa sau din familia lărgită, care slujeau în casa respectivă și... Ang relații angajat-angajator de astăzi. De asta, uh, cu rezervele aferente, uh, principiile uh, și, și cu, cu anumite calificări uh, potrivite, principiile sunt uh, transferabile. Acum, am, am spus că, închidând paranteza datelor de context, am spus că recunoașterea autorității umane este o reflexie a recunoașterii autorității divine. Uitați-vă ce ce spune um, aici. pentru că asta este întreaga, întreaga lui teză, întreaga lui linie de argumentare. Zice așa, uh, versetul 13. Fiți supușori cărei autorități omenești pentru Domnul. Supuneți-vă autorității pentru Domnul. Există altcineva la care voi vă raportați și pentru că voi respectați autoritatea lui Dumnezeu, respectați autoritatea umană. Vedeți, face conexiunea între, între cele două. Apoi versetul 16 zice, trăiți ca oameni liberi, dar fără a folosi libertate drept acoperământ al răului, ci ca niște robi ai Domnului. Voi sunteți supuși, cu alte cuvinte, lui Dumnezeu. Voi sunteți robii lui Dumnezeu și aveți grijă cum vă folosiți libertatea pe care ați căpătat-o în Hristos, pentru că voi încă aveți de dat socoteală și voi da socoteală în primul rând lui Dumnezeu. Apoi versetul 19 zice, e o virtute dacă datorită conștiinței față de Dumnezeu cineva suferă întristarea pe ne Drept. Vedeți? În raportul, în raportul uh, și, uh, autoritate, persoană supusă autorității, e nevoie ca altcineva să intre în ecuație pentru că eu să pot să respect autoritatea respectivă în condiții în care există abuzuri, în condiții în care există nedreptăți, în condiții în care există turbulențe în linia asta de, de, de relațională. Și atunci apostolul va spune, datorită conștiinței voastre față de Dumnezeu, respectați autoritatea pe care o aveți. Și Dumnezeu intră în ecuație pentru ca să. Uh, uh, să regleze turbulențele și să să uh, putem să respectăm autoritatea respectivă în condiții nu tocmai fericite. Iarăși și în versetul 23 spune despre Isus ca exemplu al nostru când a fost insultat, n-a insultat înapoi și când a suferit, n-a amenințat, ci s-a încredințat celui ce judecă drept. El vede că dincolo de autoritatea omenească ce, care uh, uh, era într-o poziție abuzivă în momentul respectiv, în raport cu Isus, el vede autoritatea lui Dumnezeu, care se folosește de autoritatea umană, umană imperfectă și că în ultimă instanță rezultatul va fi bun. Și Isus se supune autorității. Din nou, Dumnezeu este cel care este la care se raportează Isus în ultimă instanță. Așadar, recunoaștem autoritățile umane ca o reflexie sau ca o reflectare a recunoașterii autorității divine. Um... Și sunt multe elemente în, în, de-a lungul Scripturii care ne arată că Dumnezeu pune autoritățile, Dumnezeu pune împăratul, Dumnezeu De jos împăratul. Dacă știți cartea Daniel, asta este tema cărții, o una din temele majore ale cărții. Dumnezeu ridică și coboară împărății, împărați și așa mai departe. Și că toate, nimic nu se întâmplă la nivelul ăsta fără voia lui Dumnezeu. Um, acum. Mi se pare că noi avem nevoie de textul ăsta. Uh, Gândiți-vă puțin. Suntem, uh, Aș spune că suntem generația, în lumea occidentală, cel puțin, dar în lumea asta vestică, suntem generația care beneficiem de cele mai multe drepturi în, în relația angajat-angajator. Suntem generația care beneficiem de cele mai multe drepturi și libertăți în relația uh, cetățean-autorități uh, statale. Și unii vă spuneți, serios, pe, dar sunt atât de multe lucruri care sunt în neregulă. E adevărat, trăim într-o lume căzută în care păcatul a afectat o grămadă, o grămadă pe toate planurile. Însă, însă, dacă dăm înapoi filmul, numai cu câteva zeci de ani, nu mai spun cu câteva sute sau mii de ani, găsim niște realități uh, care pentru noi ar fi revoltătoare, uh, în care ne-am gândit niciodată nu aș putea să trăiesc într-o într -o asemenea situație. Dar suntem generația care ne bucurăm de cele mai multe drepturi, probabil, de-a lungul istoriei umanității. Și cu toate astea, uh, avem o problemă cu autoritatea în general. Acum, e loc de îmbunătățire a raporturilor ăstora? Cu siguranță. Uh, există loc pentru a, pentru a provoca și pentru a, uh, a aduce mai multă dreptate și mai multă sănătate? Zic că da, și putem să discutăm despre asta. Dar, dar, dincolo de toate astea, avem nevoie de. Adevărul ăsta al scripturii care să ne poziționeze pe nouă inima potrivit în raport cu, cu autoritatea. Pentru că, aș spune că, în primul rând, cred că tindem să ignorăm beneficiile autorității. Imperfecte cum este ea, întotdeauna autoritatea e imperfectă. Autoritatea umană este imperfectă. Dar autoritatea umană are mai multe beneficii decât absența autorității umane. Când în lipsa autorității umane e anarhie. Uitați-vă ce este de, în zonele unde guvernele au colapsat și în care nu există autoritatea recunoscută. Este haos, este junglă. Fiecare își face gașca lui și care, care gașcă e mai tare în parcare, ăia conduc și în mod evident ei vor fi semnificativ mai abuzivi decât orice fel de autoritate a fost până atunci. Așadar, autoritatea înseamnă protecție, înseamnă ordine, înseamnă sănătate socială, înseamnă bună funcționare. Asta este ideea pentru care Dumnezeu a lăsat autoritățile imperfecte, așa cum sunt, pentru că noi ca oameni suntem de asemenea, autoritatea umană este întotdeauna delegată și temporară. Singura autoritate intrinsecă și permanentă e autoritatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este singurul care are dreptul să fie deasupra, pentru că El este deasupra, nu? Dumnezeu este superior nouă tuturor, la toate capitolele, și Dumnezeu are autoritate intrinsecă în El însuși, care izvorăște din cine este El, din natura Lui. Și autoritate, autoritate permanentă. Niciodată autoritatea lui Dumnezeu nu va fi uh, provocată cu succes, cel puțin. Au fost tentative de provocare a autorității lui Dumnezeu, dar nimeni cu succes. Toate celelalte autorități umane sunt autorități derivate sau autorități delegate, pe care Dumnezeu le deleagă, chiar dacă ele sunt imperfecte, și întotdeauna sunt temporare. Nici o autoritate, oricât de uh, 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 mult ar avea impresia că este acolo pentru totdeauna, nu este pentru totdeauna. La romani au avut impresia că sunt pentru totdeauna și nu au fost pentru totdeauna. După o perioadă considerabilă de timp, Imperiul Roman a căzut. Guverne care sunt la, la putere și care se cred acolo pentru totdeauna uneori. Ca dictatori care ajung la putere cu forță și cred că se să reușesc să țină. Cad. Toate autoritățile umane sunt imperfecte. Toată autoritatea umană este delegată de partea lui Dumnezeu și toată autoritatea umană e temporară. Și în condițiile astea, nouă ni se cere că datorită respectării autorității lui Dumnezeu ne supunem autorității autorității umane. Bun, hai să vedem care este sau în ce fel răspunde textul ăsta și, și adevărul ăsta um, pornirilor noastre de a provoca autoritatea. Um, da, asta e întrebarea. În ce fel răspunde, în ce fel vedeți că textul ăsta reprezintă un răspuns pentru pornirile noastre care tind să provoace autoritatea, să nu respecte autoritatea, să ocolească autoritatea, să se ia de guler cu autoritatea? Și o, o întrebare o pun la nivel personal. Că teoretic am spus eu cum se întâmplă. <laughs> Dacă aveți completări, sunt binevenite. Dar, dar, la nivel personal, în ce fel răspunde textul ăsta frământărilor noastre pe subiectul ăsta? Cu siguranță, o întrebare care se naște este: ce fac atunci când există abuz de autoritate? Există doar alternativa supunerii sau pot să provoc respectivele abuzuri ale autorității? Ce-ați făcut voi în situații de genul ăsta? Sau ce-ați face altfel în situații de genul ăsta? Îl țineți minte pe ea Um, și nu mă refer doar la personaj, cu toate că și asta, dar, dar în ce fel eu am Botezătorul provoacă autoritatea? am Botezătorul este sub autoritate, autoritatea delegată de către romani pentru uh, zona iudei, sau cel puțin pentru o parte a zonei iudei, este Irod. Și Ioan Botezătorul uh, se duce și îl, îl, îl provoacă pe Irod și tot spune, nu ți este îngăduit să te căsătorești cu nevasta fratelui tău. Și în mod constant irod până când ăsta îl bagă în temniță. Da? Și exercită autoritatea lui, în mod abuziv, în mod evident, și îl bagă în închisoare și apoi, printr-un set de conjuncturi, Ioan ajunge să fie omorât de către, de către irod. Dar supunerea față de autoritate nu înseamnă neapărat că nu Provocă autoritatea respectivă acolo unde autoritatea respectivă um, abuzează. L avem pe Apostolul Pavel. Uh, spre exemplu, în, uh, în Filipii, când este arestat. Uh, dimineața, vin uh, delegații autorității, și spun, gata, băieți, puteți să plecați. Și el spune, da, e ok, așa, așa, așa se poartă autoritățile cu un cetățean roman, la care ăștia se sperie că nu și-au dat seama că e cetățean roman și își dau seama că au comis un abuz și vin dregătorii mai mari și eu cu binișorul și zic să ne pare rău, știți, scuze, haideți să ne liniștim, să nu facem prea mare agitație și îi scot cu binișorul. Dar <coughs> faptul că Apostolul Pavel se supune autorității nu înseamnă că nu provoacă autoritatea, nu înseamnă că nu-și cere drepturile în raport cu autoritatea. Sau țineți minte, în procesul pe care, care este intentat, de către liderii religioși în raport cu autoritățile romane care stăpâneau zona și pentru că vede că lucrurile tărăgânează și că începe acolo să se, să se, creeze o, niște relații pe sub masă, Apostolul Pavel spune, apelez la Cezar. Am dreptul ca cetățean roman să fiu judecat de Cezar, vreau ca a mea cauză să fie dusă la Roma. Și autoritatea se vede nevoită să respecte apelul lui la deci, a respecta autoritatea nu înseamnă neapărat a mă lăsa călcat în picioare în orice condiții. Nu, nu, cred că asta e ceea ce ne se spune. În același timp, în același timp, textul cu subiect și predicat spune că este ok să sufăr pe nedrept. Și pe asta, asta nu, nu ne place. La asta ni se ridică părul pe noi ca la pisică. Nu, 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 nu. Să suferim pe nedrept. Dar haideți să îl recitesc. Spune așa. Că ce onoare, nu, este o virtute dacă datorită conștiinței față de Dumnezeu cineva îndură întristarea suferind pe nedrept. Iisus spune același lucru. Zice așa, Matei 5, cu 11, cuvântarea de pe munte, celebrele, celebrul discurs despre fericiri. Ferice de voi când oamenii vă insultă, vă persecută și spun tot felul de lucruri rele, mințind împotriva dumneavoastră, din pricina mea. Mai ales când este din pricina mea. Bucurați-vă și veseliți-vă pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Căci tot așa eu persecutat și pe profeții dinaintea voastră. E o virtute să suferim pe nedrept, mai ales datorită lui Isus. Și cred că provocarea pentru noi este, ca în dependență de Duhul Sfânt, atunci când constatăm o nedreptate, atunci când suntem victimele unui abuz în relațiile astea de autoritate, să ne întrebăm, unde e Dumnezeu în peisajul ăsta? El care este autoritate de deasupra, eu care sunt urmașul lui, ce mă învață El să fac în așa fel încât să existe beneficiu maxim din situația asta? Pentru că uitați-vă ce spune mai departe. Despre Isus, Isus ne este dat ca exemplu. Spune că Iisus, a, 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 Hristos a suferit pentru voi, lăsându-vă un exemplu ca și voi să călcați pe urmele Lui. El nu făcuse niciun păcat. Când a fost insultat, n-a insultat înapoi. Când a suferit, n-a amenințat, ci s-a încredințat celui ce judecă drept. El a purtat păcatele noastre în trupul Lui pe lemn, pentru că noi murim față de păcate, să trăim pentru dreptate. Cu alte cuvinte, ce spune Apostolul Pavel, apostolul Petru, următorul lucru? Suferința lui Isus v-a adus vouă beneficii. Deci există beneficii în suferință, pe nedrept. Atunci, care sunt posibilele beneficii ale suferinței mele pe nedrept, în așa fel încât să-mi asum suferința asta pe nedrept, de dragul lui Isus? Și nu cred și nu știu dacă toate, orice posibilă situație abuzivă este. Se poate încadra aici, dar cu siguranță trebuie să fie unele, pentru că așa spune textul ăsta, că sunt situații în care merită să suferim în raport cu autoritățile, pe nedrept. De dragul lui Isus. Pentru ca să existe beneficii, să iasă beneficii, probabil pentru alții, din suferirea respectivelei situații de nedreptate. Pentru că Isus ne arată că se poate. Isus a suferit pe nedrept pentru beneficiul nostru. Și atunci, nu cred că este o pastilă pe care o luăm și o rețetă pe care o aplicăm pasul 1, pasul 2, pasul 3, pasul 5 și, și ne iese formula și mergem înainte. Și mi se pare că e o chestiune de, în care depindem de Dumnezeu, în care uh, ne rugăm, în care, pentru că dacă vă uitați la Apostolul Pavel, sunt situații în care el se folosește de dreptul lui, sunt situații în care nu se folosește de dreptul lui. în situații în care se folosește de drepturile lui imediat, se lasă arestat, e arestat, este aruncat în temniță și de abia când vine ăștia să scoată, îl întreabă ce faceți cu romanul. E o situație în care, odată ce este arestat în Ierusalim de către, de către conducătorul garnizoanei romane de soldați, în momentul în care leagă la stâl să-l din prima spun, dar vă îngăduiți să bateți un roman fără să-l judecați? Cred că Apostolul Pavel Folosește cu înțelepciune și folosește în de Duhul Sfânt drepturile lui, în așa fel încât să existe beneficiu maxim din situația respectivă. Nu neapărat pentru el, ci pentru înaintarea Evangheliei, pentru că despre asta este vorba, în ultimă instanță, în viața lui Pavel. Așa că, provocarea, cred, pentru noi este în, în situațiile în care percepem un abuz, în loc să zicem dreptatea. Și dacă cineva m-a călcat pe coadă și dacă cineva s-a băgat în fața mea și dacă cineva de la ghișeu nu mi-a dat autoritatea respectivă, nu mi-a oferit ceea ce trebuia să-mi ofere, dreptate, mă duc cu dreptate, fac scandal. Nu, ăsta este instinctul nostru, îl recunoașteți mulți dintre voi, în voi sau în cei din jur. Uh, dar ce ar fi dacă dăm un pas înapoi și dar care este atitudinea cea mai potrivită pentru mine ca urmașă lui Iisus, care am o identitate nouă și care sunt chemat să tratez autoritatea să mă supun autorității, să respect autoritatea și uneori chiar să fiu abuzat de autoritate pentru un beneficiu mai mare. Și dacă sunt abuzat, în ce fel gestionez situația respectivă? În ce fel poate confrunt autoritatea respectivă sau nu de dragul lui Isus. Și asta nu mă duc cu sfântul să vă spună în situațiile respective. Ghidați de perimetrul ăsta pe care îl dă cuvântul lui Dumnezeu, în dependență de el, în spiritul Supunerii față de Dumnezeu și al supunerii față de autoritatea pământească. Și luând din pâine și luând din pâine, știu că asta este uh, greu. Știu că asta este greu. E greu pentru noi să facem asta. Și recunosc dificultatea asta. Și de asta uh, mi se pare că e foarte tare cât de, cât de explicit Apostolul Petru uh, ne, ne duce Evanghelia și ne spune de, despre asta e vorba. E vorba de ce a făcut Isus pentru voi, nu doar ca exemplu, ci. Ilustrând ceea ce poate ieși, ce bine poate ieși din, a, din suferința pe nedrept, să, să urmați și voi, să călcați și voi pe urmele, pe urmele lui. Și aș vrea să recitesc textele acestea, textul acesta sau partea aceasta din text. Și, și luând din pâine și luând din vin, să ne mintim ce a făcut Isus pentru noi și faptul că nu doar noi suntem beneficiarii câștigului care a provenit din suferința lui Isus pe nedrept ci suntem provocați să călcăm pe urmele lui și uneori să suferim pe nedrept, pentru ca să existe un câștig pentru alții, un câștig veșnic. Și citind textul, luând din pâine și din vin, hai să ne întrebăm în ce fel vrea Dumnezeu ca eu să gestionez situații dificile, situații de nedreptate, în așa fel încât să existe un beneficiu în ultimă instanță pentru alții, dincolo de binele, dincolo de binele meu, pentru că ăsta este instinctul nostru natural. La aceasta ați fost chemați, Deoarece la aceasta l-a suferit pe nedrept. Deoarece și Hristos a suferit pentru voi, lăsându-vă un exemplu, astfel ca voi să călcați pe urmele Lui. El n-a săvârșit niciun păcat, în gura Lui nu s-a găsit nicio înșelăciune. Când a fost insultat, n-a insultat înapoi? Când a suferit, n-a amenințat? Așa cum suntem noi tentați. Și s-a încredințat, nu autorității imediate, ci autorității supreme celui care judecă drept. El a purtat păcatele noastre în trupul Lui pe lemn, acesta fiind beneficiul nostru din suferința lui Isus. Pentru că murind noi, murind față de păcate, să trăim pentru dreptate. Prin rănile lui ați fost vindecați. Pentru că voi erați niște oi rătăcite, nu mai, sunteți ce ați fost. Acum v-ați întors la păstorul și supraveg, supraveghetorul sufletelor voastre. Voi sunteți ființe noi datorită Evangheliei. Dacă asta e realitatea noastră, dacă suntem ființe noi înnoite prin Evanghelie, haideți să luăm din pâine, haideți să luăm din vin, să venim la locurile noastre și să ne rugăm câte doi, în mod specific pentru um, implicațiile sacrificiului pe nedreptele lui, Iisus, a, 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 suferinței pe nedrepta lui Isus, în situațiile în care noi suntem nedreptățiți. Și ca adevărul ăsta să aducă și putere și lumină pentru noi în situațiile respective. Așadar, luăm. Venim în față, în spate. Iar dacă asta nu este adevărul care a marcat viețile voastre, vă invit să marcheze viețile voastre. Vă invit să îi cereți lui Isus ca ce a făcut El pentru voi, să nu fie doar lucruri de care ne amintim de Paște, o dată pe an, sau eu știu la ce evenimente importante, ci să fie evenimentul transformator care transformă identitatea voastră, nu doar comportamentul vostru care vă face din dușmane lui Dumnezeu, copii ai lui Dumnezeu, datorită faptului că Isus a murit pentru voi și în locul, în locul vostru. Haideți să luăm din pâine din vin, ne întoarcem la locurile noastre și ne rugăm câte doi, eventual trei, dacă sunteți uh, să nu rămână nimeni pe din afară și uh, pe urmă o să închei eu cu rugăciune. Este pâine și vin în față, este pâine și vin în spate.